floare, de dragul ei ne îmbrățișăm. O bucurie mare încercăm, atmosfera ei înălțătoare, claviatul este în sărbătoare și ne învață să o aplaudăm. Revista e de la sine stătătoare, colaboratorii bine îi urăm, împreună toți ne felicităm și trimitem muzelor scrisoare. Claviatul este în sărbătoare. Asta este un rondel. Un alt rondel fapt înălțător, colaboratorilor revistei Claviatul. După cum observați, dedic lui Vania Ghedinescu, colaboratorilor și mai ajungem și la alții. Un fapt înălțător și fericit, izbânda noastră și a revistei ne-a așezat pe locul cinstei și a bucuriei de a fi trăit, sentimente care ne-au izbăvit de judecățile ființei. Un fapt înălțător și fericit izbânda noastră și a revistei. Simțim cum, acum că am depășit bariere ale neputinței, ne felicităm că am stăruit să alegem calea biruinței. Un fapt înălțător și fericit. Aș vrea cu o poezie dedicată tot lui Vania Gherghinescu, tot rondel. Aș vrea ca Gherghinescu să se întoarcă, să vadă unde revista a ajuns. O mulțumire mare ne încearcă, spunem lumii ceea ce avem de spus. Acum suntem mai curajoși și parcă preocupați a ne înălța mai sus, a ne înălța mai sus. Cobori în jos, ducea fără blând. Nu împreunați în sensul invers decât ce-a făcut de Gherghinescu. Aș vrea ca Gherghinescu să se întoarcă, să vadă unde revista a ajuns. Din răsărit până dincolo de apus, revista e corabie și barcă, claviaturi e muzică în opus, bucurie în suflete descarcă. Aș vrea ca Gherghinescu să se întoarcă. Și aș... Aș mai vrea ca peste 10, peste 70 de ani, peste încă un an galactic, altcineva să vorbească despre noi. O poezie dedicată poetului și eseistului cruzatorului Constantin Vihar. Este singura poezie pe care i-am dedicat-o și veți vedea că e cu târg. Să nu ne năruim, nu e de acum, încă trăia, o cunoștea, i-a plăcut. Un motto din chiar spusele dânsului: dacă veți învinge răul, veți fi bun ca Dumnezeu, pentru că Dumnezeu va locui în voi, El care e Tatăl nostru. Și acum poezia ridicată de către mine, lui Constantin Vihara, primul redactor șef al seriei noi a revistei Claviatul. Chiar zilele acestea v-am citit cărțile pe care mi le-ați dat și evident și efectiv sunt impresionat. Vă înțeleg povestea. Neînțeles poate de nimeni, ori de prea puțin în modul manifest, eu însă sunt în stare de un atare gest, fiind un iubitor pe semen. De ce e așa greu să apreciezi demersul, să recunoști valoarea? Nu-i cere orbului să distingă și culoarea. Răul rămâne rău. Și chiar de nu ar fi, dar nu știu zău cum aș putea să îi caracterizez, când invidia, ura, adună pe unii în cirezi, e bine însă a ști. De vrem, nu vrem, dar trebuie să recunoaștem pe cei care cu har sunt înzestrați, noi cu noi să avem răbdare și să ne iubim ca frați, altfel totul se năruie. Ați observat în revistă, cei care ați luat-o, că sunt articole de mare sensibilitate și mare pătrundere, adâncime în ideile care transpar din conținutul respectiv de articol. Nu voi face referiri concrete la ele, fiecare aveți revista. Iar cine nu o are, la urmă, să vină să-mi spună, că mai am câteva, cine n-a venit nu va avea, cine a venit va avea. În limita a ceea ce mai am, noi, claviaturiștii, știm că revista se
tipărește într-un număr limitat, potrivit comenzilor pe care le facem, și toate celelalte referii cu numai quiz. Dar quiz critic le primim. Critici întemeiate le primim că nu suntem proști, nu suntem proști. Cu cuvinte deșanțate nu veni, nu are rost. I-am spus eu cuiva unui critic care era pe departe de a fi obiectiv. Dar pentru că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă în jurul demiurgului Eminescu, noi l-am promovat și promovăm, pentru că de fapt ce promovăm noi, el ne promovează de atâția ani. Iar în legătură cu Eminescu, totuși voi da citire a ceea ce spune despre sine, el însuși. Dumnezeul geniului meu m-a sorbit din popor, cum soarele soarbe o nouă de aur din marea de amar. Chipul lui Dumnezeu este chipul poporului. Vocea lui Dumnezeu este vocea poporului și fiindcă dau înțeles glasului poporului, sunt eu vocea lui Dumnezeu. Căci în cumpăna lumii suntem una. Eu mă leg de trecuturi, fiindcă totdeauna am existat. Adesea iau de la istorie, de la păzitorul cel posomorât al trecutului, cheile lui de aur și deschid porțile inimii mele. Aceasta spune despre sine marele nostru poet, nemuritorul, cel care ne-a dat o nouă identitate de neuitat și de neînlăturat. Poezia Vadava Deva, închinată lui Eminescu, nu e de acum, este de niște ani buni, un moto. Cu durerile iubirii voi în sufletul să-l vindec, l-am chemat în somn pe Cama, Cama Deva de Orinde. Cu săgeata otrăvită a sosit ca să mă certe fiul cerului albastru și al iluziei deșerte. Asta spune Eminescu, iar eu, pornind și parafrazând, zic următoarele, în poezia Dava Deva. Cum luceafărul chemata, zeul Indra, Cama Deva, ne-a chemat și i-a uitata vechea Davă, Dava Deva, una din atâtea dave ce încă la noi trăiesc și în a căror nave strămoșii se odihnesc. Noi am mers încrezători să mai tăinuim cu morții, mari și drepti păuritori ai trecutului și ai sorții. Ne-am spus dorul și durerea davelor ce sunt pe moarte, ei s-or ridica evia să schimbăm a noastră soarte. Asta în legătură cu pasiunea mea pentru poezie și pasiunea pentru Eminescu, pasiunea pentru istorie. Istoria veche, străveche, pentru că cea nouă nu ne încurajează. Adică istoria nouă, istoria trăită, nu ne încurajează prea mult la zborul către poezie și către frumusețe. Întrupare, iară parafrazindu-l pe Eminescu, din nou de un metru antic, el a zis, Damo, crezut să ajung, n-am crezut să învăț amonit vreodată. Și eu am început așa. N-am crezut să ajung a îmbătrâni vreodată, din totdeauna m-am crezut un nemuritor. Eu nu mi-am abandonat crezul niciodată în permanență de mult frumos făuritor. Am pășit încet și anevoios pe cale, urmând treaptă cu treaptă ce a fost de urmat, supus încrezător fiind băinței sale, gândirea mea de suflet în versul s-a întrupat. M-am crezut tot tânăr și frumos, cu suflet larg și puterea colosală a unui demiur. Eram încredințat că și stânci eu pot să sparg. N-am greșit, iată, izvoarele de versuri curte. Întrupări de suflet, idee și trăire, zămislite în lacrimile gândului curat, așteaptă răbdătora florilor rodire să se întâmple ceea ce este așteptat. Vreau să continui a izvodi ca să aduc în fața celor ce poeziei zâmbesc aripi de iubire înainte să mă duc, tuturor sufletele să le îndeselesc.
am cutezat și se vede bine am făcut. Folosind condeiul karma mea de luptă, chiar dacă de multe ori o iau de la început, această lupta mea aș vrea o neîntreruptă.